mergem spre Riga. Două stewardese care mă întrebau: Do you want something sweet? Mergem să vizităm orașul. Hai, cu poftă de viață. Și ai statuie libertății? Hai la un tur. Aici e pătuc pe care mă odihnesc imediat. Părând te bărcuță, suntem pe apușoară. Cum a spus și Radu, așa trebuie să fii și bâcul. Este ora 10, băi, băi, arată 6. Hai bine, 6 jumate. Bună dimineața, ora 1 jumate aproximativ. Iertați-mă că cu microfonul acum în mână. Trebuie să... ca să nu put în avion, știi? Mergem spre Riga, pornim din același punct de am pornit la trecută. Mergem să vedem în continuare Europa, să facem cunoștință cu ea și să aducem Europa acasă. Ieri m-a apucat o febră, o răceală. O n-am idee de unde a venit, n-am simțit-o venind, nu era nicăieri. Și acum o simt, merg un pic de așa că o leacă tremurat, știi? Până într-o oră până în Istanbul și până în Riga? Două ceasuri din Istanbul? Chipuți paradoxul. De asta trebuie zboruri mai multe. Dar și noi nu știu cum gerăm pe acasă, nu? Departe, că zburăm încă mai mult. Tot zburăm despre Moldova. Ce așa obosit? Băi, mă scuzați, un pic răceală și de asta mă duc din țară ca să protejez țara de virus și bacterii. Și mi-a spus că avem videouri amuzante. Sper că și acesta. Domnul de la control pașaport, sper că vezi acest video. Eu am 18 F, tu ai 18 E, da? Gata, așezați. Eu stau la geam. Hai un nani. Ce zici, un nani? Un nani? Da. Bye-bye. Bye-bye. But have we already checked you? You? Yes. Bine, frumos. Și drept numai în filme am văzut când like, ai și ecran. Ne cunosc, n-am zburat niciodată. Ca un... am găsit aici, ca un eram. Asta eu, dar eu am voie să eu? Hai să vă povestesc istoria. Stau în avion și a făcut o leac rău pentru că am febră, v-am spus deja. Și pe mine și pot să fie tot mai rău și mai rău. Și plus că eram la scaunul de la geam și m-a apucat un atac de panică de asta că de claustrofobie de ceva. Băi, când s-a făcut un rău, băi, oameni buni. Băi, era o rușine că zic că trebuie să mă duc neapărat să vorbesc cu stewardesele astea, nu știu, să mă întind undeva, când trebuie să mă întind jos. Pentru că știu ce fac în cazul ăsta. Trebuie să mă întind jos, să am o leacă de spațiu în jurul meu. Și m-a ridicat și zic, băi, dați-mi voie să mă așez pe jos. Oameni, în avion, se uită la mine, băi. Eu nu credeam că e posibil așa ceva, băi, nicum nu-mi place atenția de genul ăsta. Băi, când am văzut că oamenii se uită la mine și m-am întins pe jos, n-am putut să filmăm, Radu nu a reușit să filmeze. L-am întrebat pe unul, băi, ai filmat asta? Dar în orice caz este o poză cu mine înșurat pe jos, nu știu cât de bine se vede. Dar băi, da, și m-am luat pe urmă, m-am dus la el acolo, la cabină și le-am rugat să stau un pic să-mi vină și el. O rușine, Radu, zic, băi, fii atent să nu aterizăm de urgență în altă parte. Băi, dacă se întâmplă jos, ne oprim undeva. Gata, sunt mai bine. Eram în poziția asta și la capul meu, aici, două stewardese care mă întrebau: Do you want something sweet? Do you want some orange juice? Și eram, băi, dați-mi pași, pur și simplu, leacă, duceți-vă de aici. Dar nici nu zic 619.
am vrut să vă facem room tour-ul. Acum și o să ne întoarcem și o să-l facem, dar deocamdată mergem să mâncăm ceva, că trebuie niște copică și trebuie să-mi beau și niște pastiluțe. Ce faci? Biciclete și aici multe. Și eu tot să ieși, și eu biciclete de-astea electrice și duc la plimbări în grup, ia uite. Și aici statuie libertății? Dacă sincer, e prima dată când văd o statuie în culoarea statuiei libertății. Nu tăiem așa? Să prind la putere. Numai bun? Să punem forțul noi. Și mă mai trage la somnic. Hai la un room tour și te arăt ce e asta. Are pe jur, mă vă rog frumos, că trebuie să mă cul. Cam așa, e cameruța. Frumușel, hai să vă arăt și băița. Băița, cochetă, drăguță, nimic mai mult. Avem unboxing, vlogger aici care arunc, știi? Asta și culorile Ucrainei și culorile Uniunii Europene. Eu acum mi-am dat seama. O cănuță, ciorăpeii, pentru Amelia Ozun, că ea colecționează. E bun? Se sortează? Asta e cam și înăuntru ceva. Uuu, atâta ne-a trebuit. Welcome to Star Quest. Congratulations on being chosen for the European Union's exploration mission. Paper shooter? Îl desfac? Fraților, e o cameră. Cum îți pare, Riga? Din ce am văzut, bă, e destul de verde, asta mi-a plăcut. Adică e cu mult copaci și e aflându-se lângă apă, e și aerul răcoreu. Asta mi-a plăcut. Ce radu ce se întâmplă aici? Ne adunăm și bine, bine ai venit și facem program, cunoștință cu programul și trebuie să semnez niște acte aici. De integrare, Republicii. Semnăm integrarea. Ok, băieți, am supus votului. Bine, semnăm. Gata. Țara dată. Țara dată europenilor. We're glad to see you here and what we're going to do now, we're going to go over the program. So am fost la discuții, ne-am și prezentat frumos, am și discutat, ne s-au dat și hanorace. Gata, pe azi nu mai avem nimic, doar o să ieșim mai târziu să mâncăm, probabil, da? Da. Pe fundalul meu sper că se vede Teatrul Național din Latvia. Se vede? E frumos, așa că fi o căsuță veche, practic. Nu arată neapărat a teatru. Arată mai mult a un conac. Sincer, dintre orașele prin care am mai fost, ăsta mi se pare cam cel mai locuibil, adică are vibe-ul ăsta de casă. Ai putea să trăiești aici și e așa, e călduros, nu știu cum. Că azi e destul de liber, azi nu vrea să întâmple nimic și arată așa. Adică parcă ne se pare că e un loc liniștit, arată a loc liniștit. Ce să vă spun, am ajuns în cameră și-s gata pentru a 18-a sesiune de somn, mie somn. Pa, pa! Guten Morgen! Opa! Întoarcem așa, pe dimineața, ne-am trezit, m-am îmbrăcat, am făcut un duș, simt încă un pic răceala în mine, dar mergem să păpăm ceva, după care începe ziua încărcată din ce am înțeles, așa că haideți cu mine să vedeți Riga! Eu nu sunt pasionat de ginger, dar hai să fim sănătoși. E foarte bun. Mă gândesc că o să fie ceva mai dur. Am luat și fructe. Bineînțeles, întâi mâncăm fructe, pustuim imunitatea, după care trecem la piele casei. Bună ziua deja de pe străzile Rigăi. Eu nu știu, oamenii îți duc concret undeva. Hai să explorăm Riga. Și aici camera sus. Europa Savini Bas Maya.
Maia Sandu trăiește aici, în timpul ei liber, când nu-i la Condri, e la Condrița astea. În timpul liber, mai vine la Savin Pas. I'm Cătălin, Cătălin from Moldova. Peace, for sure. And Ukraine. That's, yeah. Europe. From that side. Because you sing about Elisei on podium, Radu on podium. Mă simt ca o mamă mândră. Bravo, bravo. Bravo. Este menia, vă moldovană, выиграли. Ce s-a vorbit aici? Au fost întrebări despre mai multe țări, cum iarăși fiecare influencer trage la țara lui și întreabă despre țara lui. Mesajul de bază ține foarte mult despre situația internă a țării, despre cetățenii din țara și aia. Pentru că, cum a spus și doamna aici, zic, păi, faceți voi alegerea, dacă vreți drumul european, noi pe urmă din Europa putem să vă susținem. Dacă voi alegeți drumul pro-rus, noi n-avem cum să ne implicăm pentru că e libera alegeri. De asta, votul este foarte important și când spui tu că las că nu mai votez anul ăsta, e foarte posibil ca tu, practic, ai ales ce vrei în viitorul tău. Interesant? Idee deșteaptă? Așa cred. Din ce am auzit, asta cândva, pe vremea Uniunii Sovietice, spune că asta e mama Rusiei care ține trei părți ale Latviei în mână, trei regiuni, care n-am întrebat care sunt trei regiuni, și plus, e făcut această statuie din donațiile oamenilor, deci oamenii localnici au donat ca să facă asta. Nu știu, imposibil că doar mie mi s-a părut, dar pe un băiat l-a pufnit râsul. Îmi pare că a fost așa, o trecut în plângă altul. Also, this is where the Prime Minister also is having official visits. Ce să spun? Am vorbit iarăși cu un domn expert pe dezinformare și pe dezinformare. În principiu, niște idei de bază care ne-au rămas. Băi, există un adevăr până la urmă. Deci asta cu, da, dar și eu am dreptate, dar și tu ai dreptate. E adevărat, dreptatea o are fiecare în funcție de preferințe, de păreri, când e vorba despre îmi place înghețata sau nu-mi place. Când e vorba de un ceva factual, dacă este război în Ucraina, războiul este, el nu poate să fie, da, dar este, dar numai un pic, dar un pic numai din partea și aia, nu există. Și asta deja devine propagandă proastă din partea Rusiei când încercăm să scriem niște opinii referitor la ceva clar existent. Am înțeles că aici în Latvia tot de curând s-au dispărut tot așa niște televiziuni pro-ruse. Și noi am întrebat, zic, băi, la noi în țară cam tot asta se întâmplă, adică e ca tot s-o închis niște televiziuni. Ce, cum lămurim oamenilor ca să nu-i cenzură? Și omul zic, băi, sunt niște reguli foarte, foarte clare. În primul rând, n-ai voie să ai televiziuni finanțat de oameni străini, ce aici se întâmplă la noi, adică la noi clar, dacă e finanțat dintr-o parte obscură, gata, ar trebui să nu mai existe discuții. Eu spus că au un scop să devină cea mai independent informațională sau da, și mic curată țara din punct de vedere informațional. Nu știu cum e asta, planul ăsta așa de sigur și bine stabilit. Ai pus strategia până în 2027, mi-a arătat nouă că ai pus strategia anume. Mai ales dat fiind faptul că e o țară mică, asta vreau să spun, e o țară mică și informația poate să circule mult mai ușor. Și aici spunem noi tot timpul și încercăm să transmitem lumii, băi, Moldova tot e o țară foarte mică. Noi am putea, dacă ne-am pune forțele, ne-am unit forțele într-un fel, noi am putea să ajungem cu informația reală și veridică la toți oamenii. What Latvia guess has gained from becoming a part of the European Union? I think the uniteness, the connections, and easy travel, safety, military safety. Probably there are some benefits for citizens. I think that we became more confident that we have a backup or some help in any case, and any critical case we'll have a help from friendly countries.
we can travel much easier, maybe some easier tourism from Latvia and to Latvia also. Mâncat niște seafood? Am pornit pe bărcuță. Ia uite pe aici pești proaspăt arată, uite cum arată pești astea. It's from that river, from the Daugava river. Dacă o să ne ducem, ne scaldăm în apa 12 grade. Suntem așa, la aer curat, pe desubt la acești pantaloni nu am nimic. Fix vis-a-vis de ambasada Rusiei. Și mai pe jur la o piscină. This one? Yes. Ah, ok. Tina, pe moment, da. Trebuie să-mi fac pe jur valiză.